Ce înseamnă a îngădui? Zice, îngăduiți-vă unii pe alții și dacă aveți pricină să vă plângeți, iertați-vă. A te îngădui unul pe altul înseamnă într-un moment în care ai putea să-i reproșezi ceva, să-ți muși limba, să iei apă în gură. Asta înseamnă. Să nu reproșezi. Gândiți-vă de câte ori greșim fiecare în fiecare zi. Că atunci când Petru a zis, Doamne, de câte ori să-l iert pe fratele meu dacă îmi greșește? De 7 ori? Și știți ce a zis Domnul? De 70 de ori câte 7. Ca să fim siguri că nu trecem, adică ce fel de om să-ți greșească într-o zi de 490 de ori? Și să vrea și să încerce, n-are timp. Sunt lucruri peste care nu poți să treci. Pentru că țin de funcționalitatea familiei. Dacă să stai pe urmele lui sau să stai pe urmele ei și să-i reproșezi fiecare lucru, cât de mărunt ar fi, și despre câte lucruri putem spune că sunt fără consecință, le-am putea ușor trece cu vedere. Știți, măsura iubirii într-o familie este câte lucruri care altora li s-ar părea enervante, ție ți se par caragioase și drăgăstoase. Pentru că dragostea acoperă totul. A spart o farfurie. Și auzi, s-a spart. Nu s-a spart, ai spart-o, nu s-a spart. Ce mare scofală. Contează care dintre ei. Dar iar nu ești atentă, dar iar nu ești atent. Ia pune mâna și curăță după. Ce crezi că eu toată ziua stau în picioarele tale? Pop, a apărut scandalul. Taci, nu-i din gură, așa te joci și șterge, curăță. Nu-i sfârșitul lumii. A spart o farfurie. Măsura iubirii se calculează funcție de cât de mult poți îngădui. Ceea ce altuia i s-ar părea enervant, ție ți se pare drăgălaș. Pentru că e nevasta ta, pentru că e bărbatul tău. Dragii mei, există, noi trebuie să ne luăm în serios, dar uneori există pericolul să ne luăm prea în serios. Să tratăm viața de familie ca și când noi suntem pe post de generali care fac instrucție cu soldații. Soția ta nu-i soldatul tău, soțul tău nu-i soldatul tău. Sunteți parteneri într-o lucrare minunată, sfântă, plină de dragoste. Îngăduiți-vă.